experiențe inedite. Puneam mâinile pe el și cum îi puneam așa nasul, dacă îi puneam așa nasul, așa rămânea. Mărturii cu tremurătoare. S-a făcut o rană deschisă și nu au avut tratament pentru mine. Situații extreme. Oameni care au avut de înfruntat tragedii unor greu de imaginat. S-a oprit brusc și mi-a zis: tata, Caleb o să cadă în piscină și va muri. M-am întors acasă de acolo tot bolnav, că nu m-am vindecat. Și aveam atâtea semne de întrebare, dacă se vor potrivi, dacă nu se vor potrivi, dacă ceva se va întâmpla. Răspunsuri la cum au ieșit din aceste situații, cum acestea l-au influențat viața și mai mult, care este mesajul transmis de Dumnezeu nou prin aceste experiențe, le vom afla în emisiunea Pași prin Credință, o emisiune realizată de Cornel Avram, pastorul Bisericii Happy Valley, Phoenix, Arizona.